Vaccinarea împotriva virusului HPV se extinde în România, începând cu această lună. Astfel, dacă până acum doar fetele beneficiau de vaccinare gratuită, acum și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani au gratuitate. De asemenea, și femeile cu vârsta de până în 45 de ani vor beneficia de 50% reducere. Virusul papiloma este cel mai răspândit virus cu transmitere sexuală din lume, iar câteva dintre tulpinile sale cauzează aproximativ 70% dintre cazurile de cancer de col uterin. Băieții și fetele cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani beneficiază de vaccin HPV gratuit și este administrat de către medicii de familie. Pentru adolescenții cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani este nevoie de 2 doze, iar pentru adulți sunt necesare 3 doze pentru o protecție completă. Din decembrie se va desfășura altfel decât s-a desfășurat până acum, în sensul că se va face prin medicul de familie pe bază de prescripție medicală. Părinții vor face cerere, vor merge la medicul de familie și vor face cerere pentru vaccinarea copiilor. Aici vorbesc copiilor, nu mai vorbesc despre fetițe, pentru că da, cancerul de col uterin este, hai să zicem, o boală cronică discriminatorie. De ce? Pentru că doar femeile pot să facă această formă de cancer. Dar ce indicat să fie vaccinați și băieții, nu și doar băieții, fetele? Pentru că ei pot să transmită. Ei transmit acest virus, iar vaccinul nu este doar pentru prevenirea a ceea ce înseamnă cancer de col uterin, ci și pentru prevenirea celorlalte boli de tip papiloame, care pot să apară prin infecțiile cu virusurile HPV. Conform unor date statistice, peste 1700 de femei din România mor în fiecare an din cauza cancerului de col uterin provocat de virusul papiloma. Vaccinul oferă protecție împotriva acestui virus, care poate cauza și alte tipuri de cancere. Cancerul de col uterin este pe locul al doilea după cancerul mamar în ceea ce privește tipurile de cancer ce afectează femeile aflate la vârsta fertilă, între 15 și 44 de ani din România.